Hei, hei! Bine te-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta, ți-am pregătit un test special prin care poți să vezi cât de creativ ești. Urmărește toate cele 12 întrebări, iar la final vezi cât ai putut să faci. Să-i dăm drumul! Oare ce înseamnă astea două emojiuri? Înseamnă tun soare. Avem un tun și un soare. Ăsta e tare greu. Oho, cred că m-am prins. Avem apă și sare. Deci cuvântul este apă-sare. Să vedem dacă te prinzi la ăsta. Avem un nor în formă de D, deci cuvântul este nord. Înseamnă capcană. E o cană pusă pe capul persoanei. Întrebarea asta e dificilă. Este. Avem un tir și un an. Deci cuvântul este tiran. Interesant. Bravo, avem 4 de L. Deci cuvântul este patrulă. Oare unde este G-ul în raport cu D-ul? Corect, G-ul este în D, deci cuvântul este gând. Interesant, poți să-l faci mai puțin de 10 secunde. Da, răspunsul este gândac. Deoarece este un gând și un ac. Ce două animale vezi în imaginea de mai sus? Depinde de perspectiva pe care o ai. Dacă te gândești că animalul se uită spre stânga, atunci vezi o rață. Dar dacă te gândești că animalul se uită spre dreapta, atunci vezi un iepure. Bravo! Asta este mai dificilă. Vezi dacă o poți face. Felicitări! Avem marți plus an. Deci cuvântul este marțian. Număr. Cuvântul este număr. Ultima întrebare, vezi dacă te prinzi.
bravo este un amic, deci cuvântul este amic. Acum să vedem rezultatele. Dacă ai răspuns corect la 10 sau mai multe întrebări, felicitări! Doar 4% din oameni reușesc cu un asemenea nivel de creativitate. Poate ar trebui să încerci ceva artistic în viața ta. Dacă ai răspuns corect la peste 5 întrebări, bravo! Ești creativ, însă ai o minte matematică și organizată. Dacă ai răspuns corect la mai puțin de 5 întrebări, nu-i bai. Ești o persoană foarte realistă și chiar dacă nu ești neapărat creativă, ți se potrivește tot ce ține de logică. Antrenează-te în continuare cu testul de pe ecran. Succes!